În ultimii ani, din păcate, am trecut prin tot felul de șocuri. Au fost șocurile cu virusul, continuă șocurile cu neînțelegerile între țări și cine știe ce ne mai așteaptă. Din această cauză, ne-am gândit să tragem un semnal de alarmă. Pentru că organismul nostru, creierul, tinde să fie ținut în tensiune, în stres, în agitație și mereu în alertă, ținând cont tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ajungem să ne îmbolnăvim și nu știm de ce în multe cazuri. În alte cazuri vorbim de boli serioase de natură psihică, din păcate, iar cauzele sunt simple. Dacă se pot îndrepta, desigur că pot. Vrem să vă tragem niște semne de alarmă, tocmai pentru a nu vă mai alarma. Ce ne distruge pe noi? Eu vă zic așa, următoarea chestie. În 11 septembrie a trebuit să știu eu, ca și copil, cred că nu mai știu câți ani aveam, 10 plus aveam 11, ani. 11, 12 și tu erai mai mare. Da, ok, 13, 14 și mai înțeleg. Eu o trebuie să știu ca și copil că efectiv o clacat toată America, că ăștia au atacat, atât eu, din România. Mai de așteam toată școala, toată lumea știa, cât și cei din India, cât și cei din Africa. Asta se numește o propagandă, care de regulă pornește de la un atâta adevăr și o multitudine de tehnici și amplificări se instalează în capul nostru și mai periculos decât în capul nostru, în subconștientul nostru. Ții minte, în acea perioadă te duceai pe lângă niște arabi. Aveai impresia că erau cu bomba la ei sau ne morau. Nu că nu m-am uitat la televizor, că nu mă lăsa mami să mă uit, eu n-am fost ca tine, așa cool. Așa. Noi, restul care ne uitam la televizor pe vremea, nu știu, 15-20 de ani, 20 de ani, cam așa. Eram mega panicați de absolut orice arab. De fapt, asta face propaganda, da? Eu, în loc să văd pe arabi, că și azi oameni, majoritatea sunt civili, nevinovați, nu, îi vedeam pe toți ca și un pericol. Îi vedeam pe toți în avioane, în aeroport, nu știu, bombă, pușcăne, omor. Asta face propaganda, nu te mai lasă să gândești limpede. Și acum revenim, nu în prezent, ci acum 2 ani. Băi, de 2 ani, în numele responsabilității, o trebuie oamenii ăștia, din nou, care fac propaganda, să ne instabilizeze psihic. O trebuie, în numele sănătății, să ne îmbolnăvim cu toții. Astea erau direcțiile. Cu toții știm acum, uitați, face foarte bine caraierul curat, vitamina D, discuții social-constructive, munca care a fost și aia întreruptă și câte alte activități care pentru psihicul nostru au fost foarte dăunătoare. De ce? 2 ani mi-au zis chestiile astea. În momentul în care a început toată distracția, în primele 2 săptămâni, acum 2 ani vorbesc, în primele 2 săptămâni m-am panicat pentru că am început să citesc tot, da, absolut tot. Știam tot ce se întâmplă, toate statisticile, tot. Până când am luat-o pe ulei. Și atunci soarele mi-a zis, auzi, nu mai citi tu nimica, că ești femeie și voi vă panicați mai tare, ceea ce e adevărat, din păcate. Da, femeile sunt mai emotive. Las-o baltă și o să-ți revii. Bine, am zis că e nebun, săracu, și nu știu ce vorbește, dar avea dreptate pentru că în momentul în care nu am mai citit și am început să-mi ocup mintea cu ceva constructiv, s-a schimbat radical situația, iar în următoarele luni, săptămâni, nici măcar nu am mai avut probleme de niciun fel. Da, citeam 5 minute pe zi, esențial, încercam să-l găsesc în câteva articole, ca să fiu informată, desigur, dar atât. Eram practici. Asta nu înseamnă că nu există virusul mediatizat. Nu, dimpotrivă. Am început să ne folosim timpul cât mai constructiv, am început să vedem ce soluții avem, am început să vedem că e bun tratamentul ăla, că e bună ca și precauție. Nu să ne panicăm, ci să găsim soluția. Asta a fost diferența care a făcut, nu știu cum să zic, care a contat. Vitamina D, aerul curat, am început să facem sport. Foarte mult sport, cu cap, nu de performanță. Ne-am apucat de online, tot atunci au zis Sorin că dacă tot stăm acasă, să facem ceva. Mi-au fost închise business-urile, toate proiectele, 3 luni, timp de 90 de zile, băi, n-am avut ce face. Păi dați seama că înnebunești când n-ai ce face 10 zile, mai ales când e panică, informații în stânga, dar 90 de zile. Noi ce-am făcut? Am început să ne folosim timp. În cazul nostru am zis, bun, hai să facem online. Sunt închise toate business, ce facem? Înnebunim toți? Nu. Facem online. Ne ocupăm mintea constructiv cumva. Nu doar online, ci pentru că simțeam că lumea are nevoie de mai multe informații utile, am început să furnizăm informații despre sănătate, ceea ce reprezintă domeniul nostru de activitate primul rând și în al doilea rând, ceea ce piața avea nevoie de informații corecte, cum să se ferească, cum să aibă grijă de ei, cum să-și întărească sistemul imunitar. Pentru că avem un proiect de medicină integrativă cu o vechime de 8 ani și lucrăm doar și doar cu doctori și avem mii de pacienți. Vă dați seama că avem și noi multe, multe concluzii privind sănătatea și privind boala, privind ce trebuie să facem ca să fim constructivi, privind ce nu trebuie să facem ca să nu ne instabilizăm psihic, neuronal, fizic și așa mai departe. Iar noi, venind din direcția asta, din zona asta, normal că deja începeam să punem la îndoială, băi, atâta propagandă, că despre asta e subiectul, anxietate, panică. Ce face un om când e înspăimântat? Ia cele mai proaste decizii. Ce face un om când e panicat? Nu mai trăiește. Practic nu mai gândește rațional, se privează de oxigen și
mănâncă prostii, că asta se cam întâmplă dacă stai în vârful patului și citești chestii care te stresează. Sau alte vicii. Din cauza asta începe sistemul imunitar să scadă, iar în timp vă puteți trezi cu neplăceri până la boli psihice despre care vorbeam anterior. Nu sunt doar presupuneri, sunt cazuri reale care ne scriu pe Instagram zi de zi de peste 2 ani de zile. Acum, în perioada asta cu cealaltă problemă, neînțelegerile între țări și așa mai departe, cu atât mai mult s-a reactivat panica și agitația aceea, iar oamenii efectiv simt că nebunesc, simt că nu mai știu ce să facă, simt că iau razna. Foarte multă lume, din păcate. Trebuie să avem foarte mare grijă de energia noastră, de timpul nostru, de ce fel de informații lăsăm să intre în capul nostru, pentru că toate astea se contabilizează, undeva fie merg spre liniște, spre pace, sau în momente tensionante, cum le trăim astăzi de altfel, nu negăm, sunt provocatoare și tensionante, înspre soluții. Păi drama. N-are ce căuta în soluție. Ok, primele șocuri, că primele zile, declarații, nebunii, avioane, ieși din șoc, te împământezi, te duci frumos, dai drama deoparte, dai victimizarea deoparte, dai lipsa perspectivelor, super depresia, anxietatea și panica deoparte, dai zgomotul deoparte, cel mai important, și asta trebuie să fie și esența conținutului ăsta, dai zgomotul deoparte. Zgomotul din capul tău, zgomotul din televizorul tău, din telefonul tău, dai deoparte. Și începi și mai rămâi cu ce? Cu soluții, cu perspective. Da, și în cazuri foarte nasoale, poate cele mai extreme, există soluții, există perspectivă. Care sunt cele care au rămas? Un om fără perspective, ce e? Un om mort, un om depresiv, un om care nu mai are nicio motivație să se ridice din pat? Luați o carte, luați rugăciuni, folosiți-vă mintea constructiv și relaxant în același timp. Nu vă hrăniți fricile, ci încercați să calmați mintea și creierașul și atunci veți vedea obiectiv, rațional și veți putea lua niște decizii care nu o să fie impulsive sau conduse de frică, iar asta este esențial. E fiată, când ia mintea razna, rugați-vă. Părerea noastră, de fiecare dată când mintea la razna, mai deschideți o candelă, o lumânare, nu? Faceți-vă o armonie frumoasă, ambientală, în casă, sau la birou, oriunde sunteți, nu contează. De fiecare dată când ia mintea razna, mergeți la o plimbare, faceți sport, faceți genuflexiuni în momentul ăla, nu trebuie să faci nu știu ce, orice, ca să ieși din acele șocuri și ca să începi să te adaptezi la greul cu care avem de-a face absolut toată lumea. Cam atât de la mine. Cam atât de la noi. Să avem mare grijă. Ce informații ne supunem, să avem mare grijă. De creierul nostru. De creierul nostru. Nu-i de jucat. Absolut tot se contabilizează. Ce gândim, ce vorbim și ce acțiuni facem. Ce vorbim, ce gândim, ce acțiuni facem să fie înspre cele bune, să fie înspre cele constructive. Ca noi să ajungem oameni de nădejde, nu oameni psihotici. Ca noi să ajungem oameni echilibrați și să fim un exemplu pentru cei care au nevoie. Nu oameni dezechilibrați, instabili, că acum 2 ani a fost criza microbiană, anul ăsta e criza războiului, în următoarele luni sau ani o să fie criza cibernetică, după aia criza mâncărurilor, după aia criza financiară, după aia criza ecologică. Am înțeles. Ecologică. Respiră un pic și... Asta e ideea. Și cu asta vreau să termin. O să fie foarte multe crize comunicate pe principiul ăsta. Atâta adevăr, atâta amplificare. Mulțumim, Sorin, corespondentul nostru. Și dintr-o criză în alta, fie ne pierdem, nu se termină, ba se termină. De fapt. Oh, nu! No! Dintr-o criză, nu. No. No. Dacă nu te închid. Dintr-o criză în alta, noi trebuie să evoluăm. Înțelegeți? Nu dintr-o... Și să încheiem această... Nu dintr-o criză în alta să ajungem niște oameni instabili care vorbesc singuri pe stradă și îs... Dintr-o criză în alta trebuie să evoluăm, să fim tari, înainte cu Dumnezeu. Doamne ajută!